Ai redeschis fotocabinetul în centru istoric, în centru vechi, în Lipscani, cu o expoziție neașteptată. Ai chemat vedete, le-ai pus și au pozat pe ruine. Ce nebunie e asta? Ai deranjat vedetele pentru a le pune să acopere urâtul. Ceea ce este foarte important este că nu m-a refuzat nimeni. Ba, m-a refuzat cineva. Da, n-am să spun. Și nici nu e vedetă, e un scriitor care s-a simțit că e mult sub el ceea ce îi propun. Dar toți au răspuns fără niciun fel de condiționare. Deci mă gândesc că dacă toți am răspunde într-un fel la urgența asta care, iată, se începe să se contureze din ce în ce mai clar. Toți am răspunde în inima noastră, cum să zic, la chestia asta cu a ne regăsi undeva, a crea un loc, un spațiu pentru refacere. Cred că atunci problema centrului istoric s-ar pune acolo unde e locul și în ochii autorităților, pentru că, de fapt, deoarece acum nu există încă o presiune explicită, nici municipalitatea nu pune la locul cuvenit chestiunea. Da. Ai nevoie să asanezi un spațiu uriaș ca să-ți vezi tu de treabă? Te lupți cu, pentru Lipscani când tu, de fapt, ai cabinetul tău în care îți vezi de... Nu există așa ceva. Tău. Întotdeauna am fost destul de confiscat de contexte și nu mă interesează pătrățelul meu acolo, doar el, odată pentru că te uiți pe geam și te doare inima sau cobori în stradă și te doare sufletul. Deci nu pot gândi atât de egoist, cum să zic. Nu e o calitate, pur și simplu nu pot, așa mi-e felul. Și de ce vedete, de ce ruină? Pentru că și unele și altele există, nu-i așa? În primul rând, de ce nu le-am pune alături? Și apoi pentru că, sigur, pentru a face un subiect auzit în ziua de azi, e bine să te ajuți cu oameni de notorietate. Dacă nu sunt suficienți oameni de notorietate, nu prea se uită nimeni, pentru că s-a creat acest reflex pavlovian din partea consumatorilor de medii, că acolo trebuie să recunoască pe cineva ca să însemne ceva rostirile alea sau ce se spune acolo. Dacă e unul no name care vine așa pentru prima oară, comut, spun al canal unde vezi pe unul cunoscut. Dar nu e îngrozitor asta? E cumplit. De altfel, poate cineva își mai aduce aminte de mica mea încercare de la Realitatea de a face Prețul plătit, care era un nimeni, cum eram eu, cu pălărie, mi-am pus o pălărie ca să fie un nimeni cu pălărie, prezentat pe un alt nimeni, care era un personaj cu o experiență de viață foarte interesantă, care merita mărturisită. Hei bine, chestia aia a făcut de două ori audiența Postului, audiența media Postului. Deci mă întreb dacă nu cumva mediile, televiziunile, cum să zic, tipul ăsta de presă, cumva ne tâmpim singuri, părându-ni se că audiența așa se ține. Sigur, ca să faci un lucru cu un necunoscut 2-7, trebuie să există o minimă, un minim conținut acolo, ca să-mi zic, un nivel de emoție, care să ajungă la cel care privește. Unde? Ce ne omoară? Ochiul. Tu nu mai ai televizor, nu te mai uiți la televizor. Da, eu mi-am desfințat televizorul ca să mă protejez. Și cum privești lucrurile în jur? Din ce în ce mai, mai bine. Mai există un asemenea ochi? Din ce în ce mai bine. Mai ai ochi? Îl ți-l refaci dacă închizi televizorul. Deci televizorul, această hemoragie de sine, cum o numea Pascal Bruckner, că te suge, îți suge energia din tine, te verși în televizor, cum ar veni. Televizorul este un obiect foarte periculos în casă, ca să zic așa. A început să fie periculos, după părerea mea. Pentru că te stoarce de optimism, te stoarce de energie, te consumi în fața televizorului în loc să te consumi și să acționezi în viață. Eu pot să spun că mi-am refăcut resursele de optimism de când am decablat complet casa mea de la sursele TV. Și poza? Și de aia și fac expoziția, că m-ai întrebat de ea.
cred că cu resursa asta de optimism refăcută îmi vine să mai fac câte ceva. Și fotografia? Nu-ți strică ochiul? Nu-ți omoară privirea? Nu, fotografia fiind formatul cel mai apropiat de icoană, dacă mă întrebi așa, deci fotografia fiind reprezentarea statică a ceva și staticul fiind însuși reprezentarea lui Dumnezeu, ca să zic așa, reface forța privirii. Deci eu cred că, de altfel, televizorul merită scos din priză nu doar pentru că de acolo inhalez multe toxine, ci și dacă nu are sunet sau pur și simplu e într-un colț așa în cârcium, cum văd că din ce în ce mai mult nu poți să scapi, te urmărește peste tot, la metrou, în mijloace de transport public, peste tot e un ecran unde se mișcă ceva, unde se vântură ceva. Acest tip de cinetism de care nu ai cum să fugi, nu ai cum să fugi. Eu când mai merg cu metrou, nu știu cum să mă pun, pentru că nu mă pot feri cu privirea. Cinetismul ăla mi-o magnetizează și atunci, ca să mă pot feri, mă pun astfel încât să nu îmi apară niciun fel de televizor. Deci cinetismul ăsta, cred că pur și simplu a ajuns să ne destructureze umanitatea.